Oare putem construi o casă cu 10.000 de euro? Este posibil? Exact aceeași întrebare mi-am pus-o și eu. Întrucât în ultimul timp prețul la materiale de construcție a crescut destul de mult în ultimii ani, prețul la manoperă, absolut toate materialele, așa că construcția unei case a devenit un obiectiv mai greu de atins. În video de astăzi m-am gândit să abordez un subiect și anume construcția unei case de mici dimensiuni, dar cochetă, de ce nu? Pentru că chiar dacă avem o casă de mici dimensiuni, poate fi și destul de aranjată cu bun gust, de ce nu? Așa că astăzi am pus pe foaie cam cât costă construcția unei case de mici dimensiuni. M-am gândit la o casă de 40 de metri pătrați și aș vrea să văd dacă pot să mă încadrez în bugetul de 10.000 de euro, bugetul de construcții al materialelor și al manoperei. Să vedem dacă ne încadrăm cu manopera făcută de o firmă specializată sau dacă nu, să vedem dacă ne încadrăm cu o manoperă în regie proprie, pentru că această casă e de dimensiuni mici, ne descurcăm fiecare. Acum sunt o sumedenie de tutoriale pe internet de unde ne putem inspira și putem realiza o casă de mici dimensiuni. Nu necesită cunoștințe atât de elaborate, să spun așa. Dar vreau în primă fază să vedem dacă ne încadrăm cu manopera realizată de o echipă specializată. Deci noi doar să supraveghem lucrarea, să vedem dacă ne încadrăm în acest preț de 10.000 de euro. Îmi cer scuze pentru vocea care o am. Acum în România există această explozie a cazurilor de gripă, virus pe care l-am luat și eu, e pe final acum răceala, dar îmi cer scuze pentru calitatea sunetului, nu chiar așa cum ar trebui. Dar în video de astăzi altul e subiectul, așa că îi dăm drumul la treabă și haideți să vedem. Eu am pus pe foaie, am calculat absolut toate etapele, toate materialele, prețul manoperei, absolut tot ce este necesar, să vedem. Ne încadrăm cu lucrarea noastră în 10.000 de euro. Îi dăm drumul la video, dar până atunci aș aprecia dacă ai apăsat butonul de like, dacă te-ai abonat, pentru că e foarte important pentru mine, îmi dă încredere pe viitor să fac videouri poate din ce în ce mai bune. Deci dă-mi un like, apasă butonul de subscribe, apasă clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când postez și lasă un comentariu mai jos în secțiunea special dedicată cu ce ai vrea să vezi tu pe viitor aici pe canal. Până atunci, haideți să dăm drumul la video, dăm drumul la intro și să vorbim propriu zis despre casa noastră. Aici am caietul, am în față, v-am zis că m-am gândit dacă ne încadrăm în bugetul de 10.000 de euro sau cam cât ar costa o casă de mai mici dimensiuni, așa. O casă de dimensiuni mai mici are câteva dezavantaje, na, vă dați seama că spațiul din interior, spațiul de locuit e mai micuț, dar are și avantaje, cum ar fi întreținere destul de ieftină, prețul de construcții mic, sunt mai multe facilități dacă construim o casă de mici dimensiuni. Aici depinde de fiecare, unii vor o casă mare cu câteva etaje, alții preferă confortul să-l aibă și într-o casă mai micuță. Astăzi m-am gândit, am aici pe foaie, am realizat o casă de 40 de metri pătrați. Eu o să deschid o pagină de Word. Aici au unit toate informațiile mele din caiet. Le-am introdus în calculator ca să-mi fie mult mai ușor. Așa că am realizat un proiect de casă. O casă de 40 de metri pătrați, adică 10 metri lungime pe 4 metri lățime. Cum am structurat-o? Haideți să deschid o pagină mai mare. Cam așa. Cum am structurat eu casa, compartimentat-o, am realizat o intrare cu un vestibul, unde putem să facem un cuier, unde lăsăm papuci, o cameră de intrare de unde avem acces prin toate camerele. În partea din stânga avem un dormitor de
4 metri pe 2,70, 4 metri exteriorul, interiorul va fi undeva la 2 metri și 60, deci era 3,60 lungime pe 2 metri 70. Un dormitor nu extraordinar de generos, dar un dormitor care va fi foarte ușor de încălzit, întreținerea va fi destul de ieftină, după cum am spus, încă de la început. Din același vestibul, în partea din față, regăsim o baie, o baie de mici dimensiuni, 1,80 m pe, nu am mai trecut o lățime, 4 metri, nu știu cât am putea face, 1,5 m facem intrarea de aici și va mai rămâne 2,5 m. Deci 1,80 m pe 2,5 m, o baie, păi destul de generoasă, putem pune o cabină de duș, chiar și o cadă, intră, deci avem absolut tot ce ne trebuie. Din același vestibul, în partea dreaptă, intrăm într-un open space, un living cu bucătărie, așa l-am gândit eu, dar la dimensiunile de 4,70 m pe 4 metri, cred că putem face un perete, să facem o bucătărie mică, dacă gătim mai mult și nu vrem să iasă mirosul din bucătărie către living, deși acum există tot felul de sisteme, de hoti destul de inteligente care trage foarte bine mirosul de la bucătărie și nu vom mai avea miros în living sau dacă lăsăm ușile deschise în toată casa. Deci ideea mea este un open space, eu am trasat o linie punctată aici pentru a putea face o diferență între bucătărie și living, deci un open space. Eu cred că e mai mult decât suficient, dacă nu avem, nu dispunem de sume foarte mari pentru a ridica o casă de dimensiuni mai mari, sau poate vrem să facem o casă ca aceasta pentru închirieri, eu cred că e soluția ideală. Acum am luat fiecare zonă în parte, fiecare procedeu și am calculat. Acum voi deschide, să văd unde e pagina mea, unde am proiectul și unde am structurat fiecare etapă în parte. Și aici, casă construită cu 10.000 de euro, am pus eu o întrebare și vom vedea în cele ce urmează dacă putem realiza casa cu, dacă ne putem încadra cu bugetul în această sumă. La primul punct, dacă aș putea să-i spun așa, am scris actele, acte necesare, adică orice autorizație de construcții, orice autorizație pentru curentul electric, apă, absolut tot ce avem nevoie, inclusiv proiectul fiind un proiect de mici dimensiuni, foarte, foarte simplu, deci m-am gândit că în prețul de 3.500 de lei ne vom încadra cu toate actele de la casa noastră. E un buget nici foarte mare, nici foarte mic, exact cum e și dimensiunea casei. Eu cred că în banii ăștia ne vom putea încadra. Știu, poate că veți spune că sunt firme care percep 1.500-2.000 de euro doar pe proiectul de la casă, dar pe casă din astea destul de dificil, greu de proiectat, dar la ce avem noi aici câteva camere, eu cred că în banii ăștia ieșim. Asta este primul punct, mergem mai departe și am ajuns la partea de fundație. Am zis că vom săpa fundația la o adâncime de 80 de centimetri, iar lățimea va fi de 30 de centimetri. Deci așadar o fundație destul de sănătoasă, cred că s-ar mai fi putut reduce din ăștia 80 de centimetri, dar pentru siguranță, ca să fie totul așa cum trebuie, o adâncime de 80 de centimetri și o lățime de 30. Iar am calculat pe întregul perimetru al proiectului, deci absolut toată suprafața fundației, lungimea fundației, mai bine spus, am ajuns la un număr de 34 de metri lungime. Așadar, pus cap la cap, am adunat 34 de metri lungime. Iar la dimensiunile care le avem noi, 34 de metri lungime ori 30 de centimetri înălțime ori 80 de centimetri adâncime, pentru că trebuie să calculăm câți metri cubi de beton intră în fundația noastră, cu calculul foarte simplu de lungimea, ori lățimea, ori adâncimea, pentru a determina metri cubi. Iar după calculul ăsta ne rezultă 8,25 de metri cubi. Deci 34,4 ori 30 ori 0,30 ori 0,80 ne rezultă 8,25, iar 8,25 la un preț de
să spunem 330 de lei, pentru că așa am luat în calcul. La prețul ăsta, pentru că în zona Moldovei aici un metru cub de beton de B250 este 330 de lei. În pământ am fi putut reduce puțin din duritatea betonului, dar am zis să nu apară haterii să spună mamă că nu e bun betonul ăla că ai făcut, că nu știu ce, oricum vor apărea, pentru că ăștia sunt absolut peste tot. De multe ori, câteodată mai greșesc și eu, că e normal să greșesc, când mi-accept absolut totdeauna critici constructive, ceea ce e bine și pentru mine, că mă dezvolt din ce în ce mai bine, ca să folosesc cuvântul ăsta bine de mai multe ori. Dar revenind la betonul nostru, la o sumă de 330 de lei pe metru cub, ne rezultă 2722 de lei pe 8,25 metri cubi de beton. Cam asta e suma, 2722 de lei pentru betonul care ne trebuie în fundație. Mergem mai departe la punctul 3, cred că, și avem betonul din elevație. Noi, nu știu dacă am specificat încă din capul locului, am format o fundație de tip continuu. Ele sunt mai multe tipuri, pe cuzineț, pe mai multe modalități, dar eu am calculat astăzi pe o fundație de tip continuu. Ce înseamnă asta? Adică am săpat pe întreaga suprafață a casei un șanț, o fundație, un înturnat betonul, iar de acolo venim cofrat la partea de sus cu beton și armătură din fier, exact pe aceeași suprafață unde vor veni pereții. Așa că elevația avem o lungime de 24,4 metri liniari ori 0,40. M-am gândit că vom face o înălțime de 40 de centimetri, să nu fie nici foarte mică, nici exagerat de mare, iar lățimea să fie de 25 de centimetri. Dacă în pământ am săpat cu 30 fiind fundația, la suprafață ne-am restrâns și am făcut o lățime de 25 de centimetri. Iar la suprafața noastră ne rezultă 3,44 metri cubi de beton. Iar la același preț de 330 de lei ne rezultă o sumă de 1135. Deci pentru betonul din elevație avem nevoie de 1135 de lei. Cam asta este betonul și la partea de sus. Mergem mai departe la următorul punct și avem fierul. Pentru că v-am zis că este o fundație cu armătură din fier, pentru că este absolut necesar. Nu poate fi realizată o fundație fără armătură, așa că am ales un fier de Fi 12, iar pe întreaga noastră suprafață am băgat 28 de bare de fier. Adică la aceste 28 de bare, la 54 de lei o bară, am aici undeva și un preț de 54 de lei, am căutat pe internet pentru că nu știam exact prețul cât este. 54 de lei ori 28 de lei o bară ne rezultă suma de 1512 lei. Așadar, pentru fierul de 12 vom plăti 1512 lei. Iar ca să fie armătura așa cum trebuie, trebuie să facem și etrieri. Aici, la partea de etrieri, putem cumpăra etrierii gata făcuți, au un preț, nu știu exact cam cât e pe bucată, dar eu am zis că la o construcție de genul, constructorul poate să facă el câțiva etrieri, pentru că dacă are mașinăria care pot realiza etrierii cu ajutorul ei, nu știu, într-o oră s-au făcut etrierii. Așadar, am dat comandă de 150 de kg de fier OB6, acel fier la colac, care îl îndreptăm, îl fasonăm exact la dimensiunea care ne trebuie pentru etrieri, așa că vom cumpăra 150 kg de fier la prețul de 5 lei kilogramul și ne rezultă un preț de 750 de lei. Deci fierul este 1512 plus 750 de lei, total care îl vom face la sfârșit, să vedem dacă ne încadrăm în acea sumă de 10.000 de euro cu casa noastră. Materiale de instalații sanitare. În momentul în care realizăm fundația, avem nevoie să scoatem canalizările, să scoatem absolut toate
țevile de apă și cine mai trebuie nouă la baie, la bucătărie, pentru că după aia va trebui să spargem placa, să spargem din fundații, ceea ce nu e atât de în regulă. Așadar, încă din partea asta de fundații trebuie să știm exact unde va veni cada, WC-ul, unde va veni chiuveta la bucătărie și toate celelalte care sunt alimentate la rețeaua de apă sau la rețeaua de canalizare, implicit fiecare după funcționalitatea ei, dacă pot să spun așa. La materialele de instalație, acum ne trebuie doar niște țevi, coturi, ca să putem ieși afara casei, în afara fundației. După aia ne vom racorda la întreg sistemul, vom duce până la conducta principală, de acolo de unde vom face legătura. Așadar, eu am spus un preț din 900 de lei pentru a cumpăra piesele pentru fundația noastră. Cred că e o sumă destul de decentă care se încadrează să cumpărăm absolut tot ce avem nevoie. La următorul pas avem plasa de armătură pentru placa de la cota 0. Așadar, armătura pentru placă o vom face cu o plasă sudată, o plasă cu fi de 6. Dacă v-am spus înălțimea este de 40 cm la temelie, vom veni cu încă 10 cm de placă, ceea ce se va ridica la 50 cm fundația noastră. Așadar, la suprafața care o avem noi, la dimensiunea de 6 metri pe 2 metri cât are o plasă, am calculat că va intra 4 plase. Deci aceste 4 plase, m-am uitat pe internet, 145 de lei bucata. Deci 145 de lei ori 4 rezultă suma de 580 de lei. Pentru a face armătura plăcii avem nevoie de 580 de lei. Am finalizat și partea asta, deci am săpat, am turnat, am cofrat elevația, am pus fierul, am turnat elevația, am pus pământul în fundație, am pus plasa sudată pentru armare, am ajuns la betonul din placă. Trebuie să turnăm betonul până la cota 0, la dimensiunea de 10 metri lungime, v-am spus, pe 4 metri lățime, ori 0,10, v-am spus, 10 cm înălțime de beton, ne rezultă 4 metri cubi. Deci la suprafața noastră avem nevoie de 4 metri cubi ca să turnăm placa. Iar la dimensiuni, la 4 metri cubi, ori 330 de lei e cubul, văd aici că am pus 320 de lei, dar nu știu de ce am pus așa, să vedem dacă am scris bine sau nu. Voi deschide un calculator, 4 ori 330, 1320, 1320, doar că am greșit eu aici și am pus 320, când el de fapt e 330 de lei. Deci ca să turnăm placa peste fundația noastră, ne trebuie 1320 de lei. Și iată că am ajuns la cota 0 cu construcția noastră. Dar nu putem să ne oprim aici, trebuie să mergem mai departe. Așa că următorul punct este BCA-ul. M-am gândit că construcția noastră să o facem din BCA, așa că am calculat la metri pătrați care avem acolo, avem nevoie în jur de 10 paleți. 10 paleți la 908 lei paletul, cred că firma era Soceram, dacă nu mă înșel. M-am uitat la cei de la Dedeman și am văzut că era 908 lei un palet. La 10 paleți avem nevoie de 9080 lei. Vedem o sumă mai mare, dar am achitat și această sumă și avem și BCA-ul pentru AZD. La următorul punct avem nevoie de adeziv, ca să nu fie adeziv cum am scris eu, adeziv pentru BCA. Acest BCA trebuie lipit cu ceva, așa că avem nevoie de un adeziv. Acest adeziv e 20 de lei un sac și eu am calculat că avem nevoie de 30 de saci. La 30 de saci, ori 20 de lei sacul, rezultă o sumă de 600 de lei. Deci avem nevoie de 600 de lei pentru a cumpăra adezivul de lipire a BCA-ului.
Mergem mai departe, iată că am cumpărat și asta, am lipit beceaua, am ridicat zidurile și am ajuns la centură, Boian Drugi, aici unde avem nevoie atât de fier cât și de beton, dar în primul fază am calculat betonul, iar aici la centură betonul avem o lungime de 34 de metri lungime, pe o lățime de 25 de cm cât are un BCA și o înălțime de 20 de cm ne rezultă o cantitate de 1,7 metri cubi de beton. Iar 1,7 ori 330, pentru că așa știm că este prețul la beton, ne rezultă suma de 561 de lei, deci o sumă destul de micuță acum, pentru că nici cantitatea nu este atât de mare. Am turnat și centurile și Boian Druci, avem casa ridicată, deja o putem privi în ansamblu. Mergem la următorul punct și avem fierul din centură. La fierul din centură avem 14 bare de fi 12, iar 12 bare ori 54 de lei o bară, 756 de lei fierul din centură. Deci am calculat și acest aspect, avem armătură, avem beton, avem turnat absolut tot. Mergem mai departe și ajungem la o parte mai sensibilă, pentru că trebuie să scoate mai mulți bani din buzunar, și anume la partea de lemn și scândură, pentru că am ajuns la acoperiș. Acoperișul m-am gândit să-l facem un acoperiș într-o apă sau îl putem face chiar în două ape, este puțin mai costisitor, dar pentru a reduce costurile m-am gândit să-l facem într-o apă și nu cred că este un impediment ăsta, pentru că putem să-i facem un design foarte frumos și unei case cu acoperișul într-o apă. Căpriorii m-am gândit să-i calculez la 10 pe 10 cm, adică cei căpriori de 10 pe 10 la 4 metri lungime. Iar la suprafața noastră am calculat că avem nevoie de 13 bucăți. La un preț de 65 de lei per bucată avem nevoie de 845 de lei pentru căpriori. Am achiziționat și căpriorii, dar avem nevoie de grinzi care le punem pe pod. Iar grinzile noastre sunt în număr de 13 bucăți. La un preț de 105 lei bucată avem o sumă de 1365 de lei. Am luat și grinzile, pentru că nu avem placă turnată deasupra camerilor, pentru că nu-i văd rostul, vom face un pod pe structură din lemn. Am realizat și aspectul ăsta, mai departe avem nevoie de scânduri pentru a bate asterială. Când am cofrat atât stâlpii cât și centura, cât și centura, dar și fundația, nu am luat în calcul un preț pentru cofraje, pentru că această scândură care o vom folosi la partea de asterială sub tablă, o vom folosi în prima fază la cofrat și ulterior o vom folosi la asterială. Iar scândura noastră este la 4 metri cu o grosime de 2,5 cm. Am calculat că avem nevoie de 60 de metri, normal un 50 de metri pătrați, dar pentru că am zis că o să folosim și la fundație, stâlp, centură, automat vor mai fi pierderi pentru că vor fi tăieturi și am zis să achiziționăm 60 de metri pătrați de scândură pentru că vor fi pierderi. La scândură, un metru cub de scândură, la 20 de cm lățime și la o grosime de 2,5 cm, avem 40 de metri pătrați. Iar un metru cub de scândură este 1200 de lei. Eu am spus că avem nevoie de 60 de metri pătrați, adică 1,5 metri cub de scândură, ca să facem cei 60 de metri pătrați. Iar dacă la un metru cub aveam 1200 de lei prețul, la 1,5 metri cub avem prețul de 1800 de lei. Am achiziționat și scândura, am realizat acoperișul, am pus grinzile, am pus căpriorii, am bătut asteriala, așa că mergem mai departe. Mergem mai departe și am ajuns la țigla metalică. Țigla metalică avem nevoie de 50 de metri pătrați. Am consultat puțin internetul și am văzut că un preț estimativ, să spunem, 37,43 de lei metru pătrat de țiglă metalică, iar la suprafața noastră de 50 de metri pătrați, 1871. Iar această țiglă nu poate fi montată fără
folii de condens, fără leațuri, fără cuie, fără accesorii, jgheaburi, burlane, ce mai avem noi nevoie. Iar pe toate aceste accesorii, tot ce avem nevoie, avem un preț de 4500 de lei pentru țigla metalică, ca să vedem casa noastră frumoasă, acoperită, în momentul când plouă, să se scurgă apa și să nu vină în interior. Mergem mai departe de țigla metalică și am ajuns la geamuri și uși. La geamuri avem un geam la dormitor. Haideți să vedem în proiectul de aici. Avem un geam la dormitor, un geam la baie și un geam la living. Mergem înapoi să vedem unde era fila noastră, geamuri și uși, geam dormitor plus geam living sau slash bucătărie, 2600 de lei. Deci cele două geamuri sunt 2600 de lei, un geam la baie 800 de lei și o ușă la intrare 2000 de lei. Am făcut o medie, nu le-am ales nici pe cele foarte scumpe, nici pe cele foarte ieftine. Am făcut o medie, iar un preț de mijloc a fost 2600 de lei geamurile, bucătărie și dormitor, baie 800 de lei, iar ușa de la intrare 2000 de lei. Mai departe, alte cheltuieli, cheltuieli neprevăzute, la alte cheltuieli m-am gândit aici cum ar fi cuie, sârmă, cartonul, stratul de izolație între fundație și zidărie, și tot ce este neprevăzut în șantier, casa fiind dimensiuni destul de mici, m-am gândit la o sumă de 6500 de lei să luăm în calcul. Deci asta este suma de alte cheltuieli, iar mai departe avem manoperă. La manoperă, undeva la o medie de 80 de euro metru pătrat, avem 40 de metri pătrați, 3200 de euro. În urma unei negocieri, am spus eu așa, între beneficiar și constructor, am ajuns la suma de 3000 de euro. Deci pe această casă vom plăti 3000 de euro manopera. Am zis că vom vedea și prețul dacă o vom construi noi, pentru că nu este o casă dificilă, este o casă destul de simplă, cu acoperișul într-o apă, dar și cu prețul per manoperă, pentru că foarte mulți dintre noi avem serviciu, ceea ce nu ne permite să facem o asemenea construcție. Deci am calculat și manopera, iar la ultima pagină avem prețul total, preț care îl vom calcula în cele ce urmează. Cam astea sunt toate stadiile prin care a trecut casa noastră până a ajuns sus la acoperiș. O putem viziona acum, o puteți viziona și dumneavoastră în imaginație. O casă micuță, dar care poate fi realizată foarte cochet, foarte frumos, foarte familiar, așa, nu știu cum să-i spun. Un loc unde putem face o ieșire la munte, o putem folosi ca o cabană la munte sau putem închiria, sau poate fi casa în care locuim de zi cu zi. Așadar, acum haideți să vedem cât costă toate materialele și manopera pentru a ridica casa noastră. Vom deschide din nou calculatorul și vom începe calculul. Actele, 3500 de lei. 3500 plus. Să văd cum se dau ăsta. Așa, 3500. Avem 2722 betonul. Deci plus 2722 de lei betonul. Mergem mai departe. Avem betonul din elevație, cel a fost din fundație, 1135. Exact. Plus mai departe fierul. 1512 lei, 1512 lei fierul de 12, 750 de lei, 750 de lei fierul din fierul pentru etrieri, acel OB de 6. Mergem mai departe, materialele pentru instalația sanitară și avem 900 de lei, 900 de lei plus plasa, armătura peste fundație, 580 de lei plus betonul din placă, 1320, 1320 de lei plus
BCA 8, 9080, 9080, plus am ajuns deja la 21.499, adezivul pentru BCA 600 de lei, plus centura care avem calculat betonul 561 de lei, 561 de lei, plus 756 de lei fierul din centură, 756 de lei, plus lemnul, avem căpriori 845 de lei, 845, plus 1365 grinzile, iar scândura 1800 de lei. 1800, na, am greșit. Așa, plus 1800 de lei. Avem o sumă de 27.426 până acum, țigla metalică 4.500 de lei, plus 4.500 de lei. Mergem mai departe. Geamurile și ușile, deci plus 2.600, plus 800, geamul de la baie, plus 2000, ușa de la intrare, 37.000 de lei. Alte cheltuieli care le avem de 6500 de lei, 6500 de lei, 43.000, și aici avem manopera. Deci până acum avem o sumă de 43.826 de lei, transformați în euro să vedem cât avem până acum, deci împărțit la 4,9, să spunem, cursul valutar, 8.944 de euro. Deci 8.944 plus 3.000 de euro manopera, 11.944 de euro. Deci, așadar, casa noastră, nu am reușit să ne încadrăm cu tot cu manoperă în această sumă, dar nu suntem departe, am ajuns la suma de 11.944 de euro, aproape 12.000 de euro, dacă nu putem realiza noi această construcție. Nu este un preț mic, dar nu este nici un preț mare pentru o casă. Cu banii ăștia putem amplasa o casă undeva în zonă de munte sau într-o zonă rurală, dacă vrem să facem o ieșire în weekend la aer curat, sau poate o casă în care vrem să locuim zilnic, să fie singura noastră casă. Așadar, am luat în calcul încă de la început terenul, îl avem deja, avem nevoie doar de materiale și manopere pentru a construi casa. Această casă este pur informativă, pentru că dumneavoastră, dacă o veți mări puțin sau dacă o veți micșora, sau poate depinde de când veți vrea să construiți, prețul poate să difere, deci prețul ăsta este pur informativ. Cine vrea să construiască trebuie să pună pe foaie exact cum am pus eu aici, construcția, metri pătrați, și să facă calculul exact. Nu vă puteți baza pe ceea ce am calculat eu acum, gata, 12.000 de euro, am spus, gata, vreau și eu o casă din asta. Nu, trebuie să calculați în funcție de la județ la județ, prețurile diferă, la manoperă, la materiale, beton, absolut tot. Deci, video ăsta este un video pur informativ pentru a vă face așa o idee cam cât ar costa o căsuță din asta de mici dimensiuni. Așadar, sper că video a fost util, sper că m-am făcut înțeles. Dacă ai nelămurii sau poate sugestii, lasă-le mai jos în secțiunea de comentarii. Nu uita să te abonezi, pentru că e foarte important pentru mine, și dacă crezi că merit, absolut totul este gratuit, dă-mi un like, pentru că, exact cum am spus chiar în momentul ăsta, este gratuit. Eu am fost Cătălin, iar până data viitoare, la revedere și spor la treabă!